3 martie se sărbătorește la nivel mondial libertatea presei, declarată la 23 decembrie 1993 de către Adunarea Generală a ONU în urma Conferinței Generale UNESCO din 1991. Libertatea presei este o activitate specifică presei de strângere și transmitere a informației de interes public prin intermediul canalelor media, fără intervenția guvernului. Libertății de expresie îi se atribuie dintr-o perspectivă istorică un rol esențial în influențarea pozitivă a calității vieții cetățenilor datorită modului în care susțin practicile sociale ale democrației, presiei libere și investigații științifice și jurnalistice. Conform raportului Fără frontiere, graficul privind libertatea presiei în lume, în 2021, Republica Moldova se află printre problemele esențiale, ceea ce o să observăm și în graficul de mai sus. Astăzi ne va vorbi despre mecanismul de funcționare și libertatea presiei în Republica Moldova, invitată special Mariana Rață, jurnalistă de investigație, este fondatoarea Asociației Media Alternativa, care deține licența postului de televiziune independent TV8, responsabil pentru politica editorială a produselor media TV8. Din 2017 este și gazdă a emisiunii politice Cutia Neagră. Bine ați venit, doamna Mariana Rață, Biblioteca Ștefan cel Mare din sectorul Botanica. Bine v-am regăsit, pentru că vreau să menționez despre faptul că eu sunt o cititoare a voastră foarte veche. În copilăria mea veneam la biblioteca, la această bibliotecă. Primele cărți le-am luat din biblioteca asta și am citit și probabil biblioteca dumneavoastră a avut o contribuție mare în formarea mea ca și persoană, ca și om cu anumită carte. Noi suntem onorați pentru a contribui cu literatura din biblioteca noastră mică. Vom procede la drum și vom discuta despre libertatea presiei în Republica Moldova și mai întâi de toate vrem să știm care este mecanismul de funcționare a presiei libere în Republica Moldova. Jurnalismul cred că este una din nu foarte multele meserii în care nu e neapărat să faci studii și să ai licență în jurnalism ca să poți activa ca jurnalist. Are ușile deschise pentru toate meseriile, atâta timp cât ai capacitatea să scrii un text coerent, atâta timp cât ai capacitatea să scoți esențialul dintr-un eveniment, să înțelegi ce este important, ai flair, simți evenimentele, simți lucrurile importante pe care trebuie să le transmiți publicul. Eu cred că aș opta mai degrabă ca cei care și-ar dori să facă jurnalism, simt că au flair, simt că au vocații, să aleagă să meargă la o altă facultate. De ce? Pentru că facultatea de jurnalism este generalistă. Acolo se învață despre toate și atât de puțin încât practic despre nimic. Evident, cei mai mulți dintre cei care vin în meserie sunt de profesie, adică, mă rog, au făcut facultatea de jurnalism. O luăm de la zero când vin să se angajeze, pentru că sunt multe lucruri de învățat, din păcate, practica bate gramatica, sunt multe provocări în teren, mulți dintre ei se sperie în primele luni chiar de activitatea jurnalist și fug foarte rapid. Este, e o muncă nu atât complicată cât e nevoie să reziști unui stres destul de mare și dacă nu ai nervi de fier, deseori cedezi. Mai departe e simplu, ai ajuns în meserie. Dacă ai noroc să calci pragul la început a unei instituții de presă independente, ești un fericit. Probabil că ai șanse să devii jurnalist, nu? Dacă alegi să faci bani sau ai avut nefericirea să calci pragul unei instituții de presă afiliată politic, din păcate, cei mai mulți dintre acești oameni devin mercenari. Puțin dintre ei reușesc să se reabiliteze în timp. Puțin dintre ei mai au satisfacție de la muncă care wow. O bună parte dintre ei se consolează cu ideea că reușesc să câștige un ban.
dar nu mai fac jurnalism. Ei nu mai pot fi jurnaliști, din păcate. Dar statul are interesul de a susține presa liberă? În Republica Moldova. Nu știu dacă undeva în lume statele au un mare interes să susțină presa și în condițiile în care statul ar susține presa, deja nu mai știu cât de independent ar fi această presă. Ori independența trebuie să o înțelegem la fel ca și în orice domeniu al economiei de piață. Vine de la independența financiară. Atunci când tu depinzi de o instituție de stat, devii vulnerabil în fața acestei instituții de stat sau a statului în general. Noi avem exemplu instituțiilor publice de radio și televiziune, da? Teleradio Moldova. Două instituții aparent independente, publice, dar finanțate la greu de stat. Statul bagă câte 120 de milioane de lei în ultimul an ca și finanțarea acestui post de televiziune. Și vedem ce se întâmplă cu această televiziune. Numai independentă nu este. Este afiliată politic în funcție de cine este la guvernare. Acum, mie îmi pare rău de oamenii care urmăresc acest post de televiziune, pentru că ei, din păcate, sunt manipulați la greu printr-o sursă medie pe care noi o plătim din buzunarele noastre, toți la oaltă. Într-un stat de drept, evident, statul are un mare interes ca presa să fie independentă. Ori, ceea ce citiți și voi, independența presiei este tocmai un criteriu după care se stabilește dacă există un stat de drept și există democrație. Presa este singura putere în stat care are acces direct la creierul oamenilor. Nu au capacitate celelalte puteri în stat, celelalte trei puteri în stat să ajungă la omul de acasă, de care ei depind foarte mult, dacă nu le asigură acest canal de comunicare presa. Și atunci presa este formatoare de opinii în societate, presa este formatoare de curente, ea educă această societate dincolo de școală și facultate. Și de asta este foarte important ca presa să se simte liberă. În Moldova este foarte complicat. Financiar este foarte greu să asigure existența din publicitate. Statul nu este o soluție bună de finanțare, ori statul nostru nu prea înțelege ce înseamnă să finanțeze presa. El vrea loialitate totală, politică. Ziceam, publicitatea nu poate să-ți asigure, noi avem prea multe instituții de presă pe piață. Și atunci intervine punga cu bani sau geanta cu bani care este dusă, nu la propriu, da, în unele instituții de presă ca să finanțeze. TV8 este un antiexemplu în acest sens. În 2017, când ne-am pornit, noi tocmai asta am vrut să vedem, să verificăm. Noi nu avem siguranță că o să ne reușească. Dar am vrut să verificăm, oare este posibil să faci presă independentă, fără să iei bani de la politic, fără să faci compromisuri pe care nu le poți accepta în calitatea ta de jurnalist independent. Deci, haideți să încercăm. Și în momentul în care o să înțelegem că atât am putut, mai mult nu, o să închidem instituția și o să zicem, asta a fost. Deci noi am vrut să vedem cât poate rezista o instituție de presă independentă. Primele luni am tot ascultat pronosticuri, o să rezistăm 3 luni, 4, jumătate de an, un an, 2, mai mult de 3 ani nu vedem. Acum suntem în momentul în care deja nu ne mai fac pronosticuri nimeni, au înțeles că am depășit perioada critică și în continuare suntem presă independentă. În continuare nu ne finanțează nici un partid politic. Cred că suntem unii dintre puținii care nu acceptăm publicitate politică în afara campaniei electorale, pentru că bani de publicitate politică au politicienii corupți și noi nu vrem să-i promovăm. Și iată că se poate. Este greu, într-adevăr, dar se poate. Astfel a format o echipă frumoasă și un exemplu pentru multe televiziuni din Republica Moldova. Ați spus că este posibil ca Republica Moldova, ca produsul jurnalistului, să fie echidistant, echilibrat și fără a fi atrași de interesele politice, dar din jurnaliști tineri care să continue cu salarii mai mici ca în celelalte televiziuni care sunt mituite. Tinerii vin, da, evident. Noi suntem o televiziune cu oameni tineri. Noi avem doar 4 ani pe piață, evident. Noi suntem
o echipă tânără. Și spre deosebire de alte televiziuni, TV8 oferă perspectivă de creștere în carieră mult mai rapidă decât la alte televiziuni. Da? Mm-hmm. Pentru că noi avem fetițe care au venit 3 ani în urmă de pe băncile universității, fiind studente în anul 2, 3, 2, și care într-un an și jumătate au devenit prezentatoare ale buletinilor de știri. Asta se întâmplă mai rar la alte televiziuni. Evident, în noi ceea ce contează foarte mult este capacitățile tale intelectuale. Dacă tu poți să demonstrezi că meriți, nu avem de ce să nu te promovăm. Evident, avem nevoie de content de calitate și atunci asta le propune. TV8 nu face vedete. Tu ai posibilitatea să te faci singur vedetă, da, singură vedetă dacă poți să demonstrezi că poți, da? Ai capacități. Ești deșteaptă sau ești deștept, poți livra un produs calitativ și atunci noi te promovăm, dar numai pentru că ești frumoasă sau frumos sau o dicție bună, asta nu e motiv ca să te promovăm la TV8. Nu este important ca oamenii să aibă încredere în fețele pe care le văd. Și atâta timp cât jurnalistul care apare pe sticlă nu inspiră încredere, pentru că el citește un prompter și nu-și dă seama ce citește, el nu are cum să ofere plus valoare TV8-ului sau, mă rog, acest jurnalist nu are cum să ne aducă un plus de imagine. Legat de salarii, la TV8 nu sunt salariile mai mici decât la alte posturi de televiziune. Noi am reușit să... Acum, haideți să recunoaștem, și posturile oligarhilor din Moldova au trecut printr-o perioadă complicată, s-au mai micșorat salariile, au devenit realiste și TV8 este competitiv pe piață din acest punct de vedere. Dar asta, într-adevăr, a fost complicat. Eu nu știu dacă s-ar schimba acum managementul TV8, nu știu dacă ar face față, asta fără falsă modestie, nu știu dacă oricine ar putea să obțină ceea ce am reușit noi să obținem. Simplu, noi nu eram niște începători, fondatorii când am pornit televiziunea, și eu și Natalia Morarna aveam experiență, eram cunoscuți pe piață, inspiram încredere oamenilor și donatorilor, pentru că TV8 o foarte bună perioadă de timp a existat doar grație suportului venit din exterior, suportului oferit de către Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Uniunea Europeană. Ăștia sunt cei care ne-au susținut financiar. Și mai ales în prima perioadă de timp, noi am livrat promisiuni, pentru că noi nu avem nimic concret, noi avem o idee în cap. Și pentru această idee aveam nevoie de sume foarte mari de bani, nu ți le oferă cineva, pur și simplu. Încrederea în noi și în experiența noastră i-a făcut să riște pe cei care ne-au oferit această susținere. Primii au fost americanii care ne-au oferit ajutor. Iar mai departe, pe parcurs, nu poți să stai cu picărotarea Uniunii Europene și a Marii Britanii și a Statelor Unite ca să-ți picure bani. Trebuie să te dezvolți. A fost nevoie să găsim manager bun care să administreze ca afacere instituția noastră, care e oarecum ciudat, noi suntem asociația obștească, dar funcționăm după principii de business. În Moldova, din păcate, manageri de presă sunt foarte puțini. Bun, ei sunt foarte mulți, dar cu adevărat care știu să administreze mass media ca afacere sunt foarte puțini. Noi a trebuit să atragem... Noi am avut o experiență nu prea fericită, am tot schimbat director, la un moment dat oamenii ziceau: „Fetelor, voi nu sunteți serioase, voi odată la patru nu schimbați directori din televiziune.” Și am zis că dar asta este unica șansă ca să supraviețuim. Deci în momentul în care vezi că nu se descurcă, ești nevoit să-l schimbi. Și a fost nevoie să scoatem omul, să-l convingem un an de zile să vină la noi, să scoatem colega noastră de la un alt job în care ea se simțea confortabil, să o aducem director la TV8, iar acum TV8 este, dincolo de ce facem ca jurnalist, este un model și este o revoluție pe piața de publicitate a Moldovei. Ceea ce încearcă ea acum să facă, dacă îi reușește, dă peste cap toate regulile vechi de crearea pieței publicității și de construcție a bugetelor de publicitate. Sperăm să fim, noi în general suntem un fel de inovator pe piața media din Moldova, am adus foarte multe chestii care când le-am pornit noi toți ziceam: „Sunteți niște nebuni, de ce faceți asta, asta nu aduce profit?” Pentru că astăzi toată lumea se fac ceea ce făceam noi atunci.
Tare sper să reușim și pe partea asta de business, să aducem inovații. Noi cunoaștem că ați fost apreciat, ați primit foarte multe premii. Ce reprezintă aceste premii pentru dumneavoastră? Știm că ați fost premiat cu cea mai bună investigație jurnalistică, Prima Asociației Presiei Independente, Omul Anului 2019 și multe, multe altele. Care a fost cea mai remarcată, cea mai importantă premie pentru dumneavoastră? Eu nu cred că cineva, adică sper că, că jurnaliștii nu-și fac munca pentru gândindu-se la premii. Da? Premia este o recompensă, așa, atunci când îți faci foarte bine meseria, pentru că simți că trebuie să o faci bine, și încă dacă cineva apreciază, evident este minunat. Dar să-ți faci munca pentru un premiu, mi se pare o prostie, de fapt. Cel mai drag sufletului meu premiu, cred că este premiul pentru cea mai bună investigație a anului la European Press Prize. Deci cea mai bună investigație a anului din 2017. A fost o surpriză pentru mine acest premiu. Eu nici n-am vrut să aplic la concurs. M-a convins o colegă a mea, Anastasia Nani, a zis că hai încearcă. De ce? Nu am nicio șansă, ce-i cu tine? Era perioada în care apăruse boom-ul, mare investigație Panama Papers. Evident, Panama Papers o să ia premii, de ce mai ai rost să aplic? Deci, hai încearcă, ce te costă? Uite, jumătate de oră îndeplinești formularul de aplicare. Evident, a fost o mare surpriză, eu n-am înțeles de ce. Chiar m-am pregătit și am întrebat, de ce? De ce nu vă Panama Papers? Și eu explicat, pentru că în cazul tău este evident, se vede munca jurnalistică și nu este, și pornește de la demersul jurnalistic, ceea ce contează foarte mult. Deci, multe investigații se fac pornind de la scurgeri de informații. Cineva îți livrează informația, tu o sistematizezi, o așezi frumos și îți iese o investigație minunată. Dar nu există demersul jurnalistic, pentru că tu ai fost cel care a recepționat o informație și ai structurat-o. Iar investigația mea, la care eu lucrasem aproape jumătate de an, foarte intens, ea a pornit de la demersul meu jurnalistic și a presupus verificarea multor informații, colectarea multor informații. A trebuit să migrez în zona asta cea mai neagră a societății noastre, bandiții din societate, ca să obțin informații. A fost o experiență foarte interesantă pentru mine, propriu-zis scrierea investigației, investigația făcută. Și o mare plăcere, recompensa venită din exterior. Și v-a dat un impuls, continuați mai departe cu ritmul, cred că mai alert. Nu, din păcate, tocmai atunci s-a deschis TV8-ul, eu nu mai aveam timp să fac investigații jurnalistice, pentru că trebuiam să aleg ce facem, ori punem pe roate această televiziune, ori mă concentrez pe munca de investigație. Munca de investigație este foarte solicitantă, ea nu lasă loc pentru altceva, pentru că te absorbe într totul. Și am decis că pentru acel moment cel mai important lucru pe care trebuiam să fac este să mă dedic de TV8-ul, ca să putem să pornim această televiziune, să adunăm echipa. O foarte mare parte a echipei inițiale am adus-o eu, pentru că eram director de știri în acel moment și, evident, echipa de știri este cea mai mare componentă a unei televiziuni. Abia în toamna anului trecut, încurajată de colegii mei, am revenit la munca de investigație. Avem o foarte mică echipă de investigație la TV8 și mari speranțe și mari ambiții să o dezvoltăm. Suntem prima televiziune care face investigații după principii străine occidentale. Da? Face investigații TV. Este un produs foarte scump. De asta deocamdată visăm. Dar viața mea în general și TV8 în mod special mi-au demonstrat că nu există vise care nu se pot realiza dacă știi să lupți pentru a le face reale. În Republica Moldova se respectă etica și standardele jurnalistice? Depinde unde. În presa independentă, presa de bună credință, nu neapărat independentă, pentru că noi avem și presă
nu afiliată politic, dar afiliată unor structuri internaționale și atunci ei respectă un cod de etică și deontologie al instituțiilor din care fac parte, dar presa de bună credință din Republica Moldova respectă normele de etic. Presa angajată politic, care apără interesele financiare sau de business al cuiva, de regulă nu respectă etica jurnalistică. Și aici n-ai ce face. Din păcate, sau poate din fericire, dacă e să ținem cont de Republica Moldova, nu există un organ regulator care să aplice amenzi în măsură să disciplineze. Există Consiliul Audiovizual, dar Consiliul Audiovizual este o structură atât de angajată politic, încât ei penalizează numai pe cei de care nu le este drag. TV8 este topul listei. Pentru noi este minunat. Colegii mei deseori se supăr, zic, de ce numai la noi văd greșelile, nu le văd, evident, nu pot să nu greșești. Oricine face ceva, greșește. Nu greșește numai cel care nu face nimic. De ce numai la noi văd greșelile și ne scriu altora, nu le spun nimic? Asta trebuie să ne bucure. Noi avem siguranța că o să fim corecți, echidistanți, obiectivi, mereu. Pentru că întotdeauna să avem, vom avea presiunea asta în spate care o să aștepte să greșim ca să arate, să ne arate cu degetul. Ce v-a afectat personal în profesia de jurnalist? Pozitiv și negativ? Nu știu dacă m-a afectat ceva în mod personal. Un pic mă întristează faptul că noi jurnaliștii probabil nu întotdeauna înțelegem cu adevărat și în profunzime rolul nostru în societate. Televiziunea, din păcate, este un exemplu în care asta se simte mult mai acut. Fuga asta după rating, trebuie să fiu primul, trebuie să fiu cel mai privit, urmărit. Deseori ghidează jurnaliștii într-o pistă falsă. Ajungem să promovăm non-valori, ajungem să vorbim despre lucruri care nu sunt esențiale, dar care sunt spectaculoase. Asta nu e strașnic atunci când există un echilibru, atunci când oferi și una și alta. Devine foarte grav atunci când dispar lucrurile esențiale și importante și ajungi să faci doar lucruri superficiale. Mulți nu înțeleg ce înseamnă asta. Ok, am să fac asta și în timp ce? În timp creștem o societate degradată. În timp avem o societate care nu mai înțelege ce înseamnă valori, ei se pierd. Și noi zicem, măi, dar de ce societatea asta așa e de proastă? Ei, pentru că noi am prostit-o. Noi am ajuns să o creăm așa. Și jurnaliștii deseori nu vor să recunoască cât de important este aportul lor în acest sens. Ei nu vor să zic, nu acceptă, eu am dispute pe interiorul instituției noastre deseori despre asta, nu acceptă că e și vina jurnaliștilor. Pe mine mă întristează când văd care sunt emisiunile, mai cu seamă pe online, de care oamenii sunt atrași, pe care oamenii le privesc, ori din păcate numai valoare nu reprezintă ele. Mie îmi pare foarte rău că din presa în general au dispărut subiectele de cultură. Noi am venit o societate foarte săracă. Săracă nu doar material, dar și săracă cu spiritul. Acum la TV8 încerc să îndemn pe colegii mai tineri din online să pornim un parteneriat cu teatrele ca să promovăm cum merge la teatru. Probabil și bibliotecile trebuie să se găsească acum. Bun, bibliotecile acum e mai complicat pentru că cititul trebuie promovat. Sunt multe biblioteci online, da, și atunci oamenii sunt foarte comozi în ziua de azi. Teatrul astăzi este foarte interesant, pentru că el se ambiționează să fie și el în pas cu tehnologiile. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu este în cool și trend doar să fie pe Instagram, este tare cool să mergi și la teatru, să poți să te dezvolți. Da. Este părerea dumneavoastră despre graficul. Mă interesează Republica Moldova, dar este aici în ansamblu, unde se spune care este situația reporterilor fără frontiere,
Iar aici Republica Moldova are o grilă de culoare de galbenă, ceea ce înseamnă probleme evidente sunt în Republica Moldova, dar nu e o situație foarte serioasă. Cum credeți dumneavoastră, la nivel mondial, noi ne aflăm corespunzător grilei 2021, libertatea presei? Eu sunt de acord cu acest calificativ dat Republicii Moldova. Evident, noi nu suntem într-o situație foarte bună. Pentru că marea problemă este independența financiară. Și noi în Republica Moldova nu putem vorbi decât cu foarte mici excepții, cum ar fi și TV8, despre instituții de presă care își permit să-și asigure independența financiară de politic sau de cercuri de interese din business. Da, dincolo de asta, lucrurile în Moldova pentru presă nu stau chiar atât de prost. Slavă Domnului, în Republica Moldova jurnaliștii nu sunt răpiți, nu sunt uciși, asta se întâmplă în alte state, instituții de presă nu sunt închise pentru că au un anumit punct de vedere pe care și îl exprimă. Au fost tentative, dar nu s-a reușit niciodată în ultimii ani, cândva, că se recunoaște, până în 2010 se reușea, în 2011 chiar. E o problemă cu accesul la informații pentru presă. E foarte complicat să obții răspunsuri la solicitări. Dacă ele deranjează instituțiile de stat, îți întind răspunsul și jumătate de an și chiar dacă îi speri cu dosare în judecată, asta nici de cum nu ajută. Nu foarte multă informație este publică, astfel încât bazi de date deschise din care noi să putem să ne informăm. Dar e mai bine decât în Belarus, e mai bine decât în Federația Rusă, e mai bine decât în multe alte state, chiar și din Europa. Adică nu trebuie să ne plângem gratuit, să zicem, vai, of, ce de greu în Republica Moldova. Nu, eu mă simt în libertate, mie nu mi-e frică de existența mea, de fapt cum mi se poate întâmpla ceva grav dacă îmi permit la o misiune să îl pun la colț pe un politician neobrăzat, sau să fac o investigație în care să ating interese mari ale cuiva din business sau din politic. Care este secretul reușitelor noastre? Nu știu, probabil faptul că atunci când pornesc în proiect, nu stau mult pe gânduri. Curajul este foarte important. Evident, contează să ai capacități. Dar noi avem foarte multă lume cu capacități, buni profesioniști, dar cărora le lipsește curajul să pornească la drum. Eu am avut posibilitatea să lucrez în toate tipurile de presă. Am lucrat mulți ani în presa scrisă, la ziar, am lucrat la televiziuni, am lucrat în presa online, am făcut jurnalist de investigație și asta îți oferă posibilitatea să vezi diferite categorii de jurnaliști. Apropo, toți sunt diferiți. Cred că cei mai buni, în afară de cei de investigație, care evident sunt top la capacitate, mulți jurnaliști buni sunt în presa scrisă. Ei au și profunzime, ei au și capacități, dar lor le lipsește curaj. Și de asta ei rămân acolo. Presa scrisă evident este minunată, dar din păcate accesul la public este redus. Și tu nu ai capacitatea să ajungi în casele la atâția oameni cât îți oferă asta o televiziune. Și păcat că acești jurnaliști foarte buni nu pot ajunge în casele la mai mulți oameni. Televiziunea atrage, evident, tot felul de lume. Unii pur și simplu pentru că vor să-i vadă mama la televizor, alții pentru că vor își doresc să fie vedete măcar de ceva undeva. Și se regăsesc de toate felurile, nu neapărat cei mai profesioniști, cei mai buni, cei care ar merita să creeze opinii și să umble la creierașele oameni. Cred că este motivul pentru care eu am decis să revin în televiziune pornind TV8-ul. Eu am avut o oarecare dezamăgire după ce am plecat din televiziune când am lucrat la Jurnal TV, apropo, am pornit și Jurnal TV, la un moment dat eu sunt un fel de start-upper, pornesc instituții media și apoi mă retrag.
am avut un fel de dezamăgire și am zis că nu știu dacă mai vreau să fac televiziune. Ia foarte mult consumă pe chestii mărunte care nu sunt esențiale. După care, făcând investigații, mi-am dat seama că investigații foarte bune ajungeau la un public mic. Iar oamenii trebuie să știe despre ilegalitățile care se întâmplă în țara lor. Și TV8 sau o televiziune, în general, este o platformă foarte bună pentru a aduce aceste informații. Asta a fost, în primul rând, botul, pentru care atunci când Natalia a zis hai să facem o televiziune, dar nu avem bani, noi am zis hai. Asta înseamnă și curajul, pentru că foarte puțin în condițiile în care se spune pe timpul lui Plahotniuc hai să facem o televiziune, dar bani nu-s deloc. Au curajul să zic, hai să ne băgăm în această nebunie. Eu îndemn oamenii buni, oamenii profesioniști, onești, să, cel puțin o dată în viață, să-și dea șansa să aibă curaj să pornească astfel de nebunie. Cine știe câte lucruri frumoase s-ar întâmpla dacă oamenii buni, onești, profesioniști ar avea un pic mai mult curaj. Da, adevărat. Care sunt cărțile, literatura care v-a format ca om? Nu știu dacă o anumită literatură, e cu siguranță literatura artistică. Eu acum, din păcate, nu prea am timp să citesc. Stau cu cărțile așa pe alătura pe policioară și mă uit la ele cu un simț de vinovăție foarte mare. Pe mine m-au format clasicii. Nu știu de ce, atunci când a trebuit să merg, când am ies la bibliotecă, fiind deja un pic mai mare și conștientă, uitându-mă la multe cărți pe raftă, m-am gândit, dar de la ce trebuie să începi? Ce trebuie să citești prima dată ca să-ți fie interesant? Și am ies pe o formulă foarte simplă. Noi aveam literatura la școală și, mă rog, în manualul de literatură scria tot felul de opere de artă pe care ar trebui să le citim. Și am zis, hai să încep cu clasice. În primul rând, să-mi verificați din timp. Dacă au rezistat sute de ani, înseamnă că au ceva bun în ei. Și am pornit de la clasici. Nici măcar astăzi nu-mi place literatura contemporană. Nu o gust, nu mă reprezintă, nu prea o înțeleg. Mi se pare că dacă nu ai timp ca mine, e bine să citești ceea ce deja este verificat de timp. Eu mă regăsesc, m-am regăsit din prima în Dostoievski. Este scriitorul meu preferat. Bun, Marquez, tot îmi este tare drag sufletului, Rebreanu din Ai noștri. Asta e literatura la care, sunt cărțile la care revin și pe care le am mereu alături de policioare. Unul dintre acești. Nu-i gust pe cei contemporani. Poate doar Umberto Eco, dar și el deja este. Probabil că acum citiți mai mult, dacă zicem de lectură, mai mult de profesie. Nu citesc deloc de profesie, nu cred că această profesie se învață de manuale. Categoric nu se învață de manuale, dacă vrei să înveți, poți să citești ce fac alții mai buni ca tine, să citești investigații, reportaje scrise de jurnaliști, nu neapărat de Moldova, de peste hotar, de acolo să înveți meseria. Din manuale se învață teorie, ea nu are nicio treabă cu jurnalismul, credeți-mă. Eu citesc foarte mult rapoarte de tot felul. Rapoarte despre spălări de bani, rapoarte despre crima organizată de regiunea asta, tot fel despre justiție, pentru că sunt o parte din activitatea mea, din afara jurnalismului, ține de expertiză pe domeniul justiției. Nu știu de ce așa s-a lipit de mine, mai mult el s-a lipit de mine decât eu de el. Simt că trebuie insistat pe subiectul ăsta al justiției ca să se schimbe lucrurile cumva în țară și evident citesc foarte mult. Eu n-am studii juridice, toată lumea crede că le-am, dar eu nu le-am. Dar sunt o autodidactă, citesc mult, aici citesc multe teorie și practici străine ca să-mi dau seama unde lucrurile nu merg bine. Ce ați îndemnat pe utilizatorii noștri, pe cititorii bibliotecii noastre, pe cititorii Republicii Moldova? În primul rând să citească. Mai ales pe cei mici, încurajez foarte mult. Asta fac, apropo, și cu copilașul meu, Madalina, fetița mea, încurajez foarte mult să citească. Totul are un moment al său în viață. Când ești micuț, este momentul în care ai nevoie de îngrășăminte, ai nevoie de apă ca să poți crește ca o floricică.
Este momentul în care trebuie să folosești cel mai bun sol în care să te cultivi. Iată, o bibliotecă, cărțile în general sunt un sol minunat în care cresc floricele sănătoase și rezistente în timp. De asta eu vă încurajez să citiți. Indiferent ce o să faceți în viață, dar aceste baze, aceste temelii oferite încă din fragedă copilării de carte, o să fiți bun indiferent de domeniul în care o să mergeți să lucrați. Și caritatea voastră, superioritatea voastră o să se vadă obligatoriu. Din păcate, astăzi foarte puțin se citește. Asta o să deveniți automat supereroi în momentul în care o să faceți un simplu lucru, o să citiți un pic mai mult decât alții. Mai departe, când creșteți, vă îndemn să visați sus, să visați la multe și să aveți curajul să începeți să îndepliniți. Multă lume visează, dar nu are curajul să îndeplinească. Vă îndemn să aveți curajul. Marele lucruri în lume s-au făcut din nebunie. Dintr-o nebunie știe mult curaj. E nevoie de nebunie și de curaj ca să putem realiza lucruri măreți. Vă mulțumim mult de tot că ați acceptat să fiți alături de noi. Cu drag. Vă dorim multă, multă sănătate și să aveți un drum verde în orice cale ați alege. Mulțumesc și vouă, vă doresc mult și dor să fie plină biblioteca. Și asta nu doar pentru voi, dar și pentru noi. Societatea are nevoie de oameni școliți, oameni citiți. Pentru că progresul și ieșirea din această situație tristă a Republicii Moldova se va întâmpla doar dacă vom avea oameni care înțeleg cum poate fi făcut acest lucru. Iar asta se învață și din cărți. Da, mulțumim mult de tot!